Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am găsit sau regăsit la un nou cafea de duminică. După cum vedeți, și-a intrat în rol și în drepturi noua cană de la Mihaela Șerbănescu, de la prietena mea dragă de pe YouTube. Mihaela, îți mulțumesc din nou pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi, pentru cănuță, pentru cadourile pentru mine și pentru Fabi. Am rămas plăcut impresionată când am văzut că ne-a trimis atâtea. Din nou îți mulțumesc, draga mea, și dacă nu v-ați abonat la ea pe canal, vă rog să o faceți pentru că este un om adorabil. Astăzi, înainte de a începe să vă povestesc despre cafeaua de duminică, înainte să intrăm în pâine, să zic așa, aș vrea să vă prezint aceste două parfumuri de la parisian.ro. Nu uitați că avem un cod de reducere. Codul de reducere este Sandra cu litere mari, cu litere mici, pardon, deci Sandra cu litere mici, iar acest cod la checkout, atunci când vă veți pune comanda, vă va da o reducere de 15%. Parisian.ro sunt clone de parfum după brandurile mari. Eu aici am un Chance de la Chanel și am un White Patchouli de la Tom Ford. Vreau să vă spun că pe acesta îl port foarte mult, pe Tom Ford, și toată lumea mă întreabă cu ce m-am dat. Nu uitați, aveți link către cum să luați legătura cu ei în către site-ul lor la mine în descrierea acestui videoclip și nu uitați de codul de reducere Sandra cu litere mici. Astea fiind spuse, haideți să începem să vorbim despre... Mi-e dor de România din nou și stăteam așa și mă gândeam, zic, Doamne, ce să mai vorbesc cu voi, despre ce să mai discutăm, ce subiect să mai dezbatem, și tot îmi vine în cap ideea asta de a pleca în România. Mai am 3 luni până la vacanță, momentan nu avem concediu și nici nu avem cum să forțăm nota, să luăm, să zic, 2 zile libere legate cu 2 zile, de concediu legate cu 2 zile libere ale noastre. I-am spus, adică nu mai vreau să mai fac chestia asta, nu mai vreau să alerg, nu mai vreau să fiu pe fugă, vreau să am o vacanță și să știu că este vacanță, să mă bucur de ea, să stau liniștită, să nu mai stau cu stres, că Doamne câte trebuie să fac în prima zi, în zilele astea scurte. Tot timpul când ajung acasă, în prima zi, stau să mă gândesc, Doamne, am de făcut aia și intru în criză de timp și nu-mi place, pentru că am făcut așa de multe ori și am spus lui Adi, nu, asta este pe repede înainte și chiar nu pot să fac lucrul ăsta, m-am săturat, plus că toată viața mea, dar absolut toată viața mea, este ca un film dat pe viteză mare. Și când sunt în vacanță, chiar vreau să fiu în vacanță. Așa că astăzi m-am gândit să vorbesc puțin despre lucrurile de care mi-este frică în momentul în care mă voi întoarce în România. Zilele trecute vorbeam cu o prietenă dintre ale mele, o fată care locuiește aici, am cunoscut aici, o fată deosebită, și ea mi-a spus mie că se vede întorcându-se în România, dar se vede peste 10 ani, cam așa. I-am spus că și eu mă văd întoarsă în România. Eu aici mă uit că sprânceana asta pare mai groasă decât asta, dar nu este chiar așa. În realitate nu se vede. Dar nu știu de ce. Cred că de la lumină. Așa, nu sunt ciungă sau ceacără. Da. Și vă ziceam de discuția aceasta cu românca respectivă, în care spuneam că și eu mă gândesc să mă întorc în România și mă gândesc să mă întorc cât mai repede, pentru că m-am săturat de singurătate, m-am săturat să nu-mi calce nimeni pragul, să nu pot să mă duc la nimeni, să Fabian să crească fără verișorii lui, eu să cresc chiar fără nimeni aici, adică aș vrea puțin mai multă viață socială. Și stăteam așa de vorbă cu ea și ea tocmai s-a reîntors dintr-o vacanță în România și a avut niște experiențe neplăcute. Și stăteam așa și vorbeam cu ea și am spus, zic, uite, mă cresc că de lucrurile astea mi-este frică. Mi-este frică de oameni. Și asta a spus și ea, că este frică de oameni. Este frică de faptul că aceștia judecă pentru orice.
Din ce mi-a spus ea mie, a fost o chestie acolo cu o mașină, ea nu are mașină în România, că o conduce pe tatălui ei și că și-ar fi auzit vorbe că stă de atâta timp în Anglia și n-a fost în stare să-și cumpere și ea o mașină ca lumea, tot norocul taică-su și așa mai departe. De lucrurile astea mi-este și mie frică, pentru că lumea în România, din păcate, judecă. Și judecă foarte aspru și judecă în necunoștință de cauză. Și nu înțeleg de ce. Pentru că vrei, nu vrei, chiar dacă ești o persoană cu capul pe umeri, chiar dacă tu crezi că nu judești, chiar dacă tu crezi că vrei să faci bine și așa mai departe, într-o mică măsură tot o faci. Și pentru faptul că asculți când altul judecă și nu spui absolut nimic și nu oprești acea judecată fără sens, înseamnă că și tu ești părtaș la astfel de lucruri. Stăteam așa și mă gândeam, mie chiar mi este frică de oameni. Îmi este frică de gura lor, nu vreau să intru în polemici, nu vreau să intru în discuții, nu vreau să fiu răspunzătoare în fața nimănui, nu vreau să dau explicații nimănui, pentru că vrei, nu vrei, te vei lovi de astfel de oameni. Și faptul că sunt multe persoane care, și aici nu vreau să jignesc pe nimeni, de exemplu de la mine de la țară, majoritatea vorbesc. Și își pun întrebări și tot ei își dau și răspunsuri și mai aud de la mamaie că nu știu cine ce a zis și nu știu cine ce a zis și nu sunt persoane în vârstă, sunt persoane chiar și mai tinere decât mine. Din păcate, oamenii așa au crescut și așa consideră ei că este bine dacă au auzit în stânga și în dreapta. Și nu numai, că am spus că nu vreau să vorbesc aici doar despre o anumită categorie de oameni, pentru că toți sunt așa, toți suntem la fel, pentru că e mult mai ușor să te intereseze ce face altul decât să te intereseze ce faci tu. Pentru că așa este lumea făcută, să creadă că propria persoană este fără cusuri și celelalte sunt de vină pentru orice. De astfel de lucruri mi-este teamă. Mi-este teamă de vorbe, mi-este teamă de bârfă, mi-este teamă de aceste confruntări, pentru că, deși eu tind să cred că sunt o persoană care judecă, înțelege, ascultă, are ceva materie cenușie, la un moment dat lucrurile astea vor deveni agasante și vor deveni enervante și va trebui să răspund într-un fel sau altul, pentru că nu pot să las la infinit ca cineva să intre cu picioarele în viața mea, pentru că nu despre asta este vorba. Nu, nimeni n-a venit să mă ajute sau să am vreo datorie la cineva, ba din contră, eu tot ce am făcut singură și nu cred că am datorii față de nimeni, nici morale, nici financiare, nici de niciun fel. Așa că asta vreau să subliniez, este primul și primul lucru de care îmi va fi frică. Îmi va fi frică de oameni. Îmi va fi frică că voi încerca să fac ceva și oamenii îmi vor pune bețe în roate. Îmi va fi frică de faptul că, na, Fabian va fi bilingv, va fi un copil care vorbește două limbi. Evident că se vor isca anumite discuții și pe tema aceasta. Deja mi-a spus cineva că de ce nu vorbești cu Fabian în română. Again, alte lucruri pe care nu ar trebui să, de care nu ar trebui să mă opintesc, însă se întâmplă pentru că sunt oameni care își dau cu părerea, neîntrebați, pentru că eu nu întreb pe nimeni ce să fac și ce să nu fac. Eu vorbesc cu persoane care sunt în domeniu, cu persoane de specialitate și da, despre lucrurile astea mi-este frică și despre faptul că lumea va fi curioasă să vadă, da, de ce ai plecat, da, ce ai făcut și vor ieși discuții. Întotdeauna astfel s-a întâmplat, întotdeauna. Eu am o cunoștință care a fost plecată foarte mult timp pe vas, pe vase de croazieră și de fiecare dată când persoana aia venea acasă, trebuia să existe câte o discuție despre ea, câte o bârfă, câte o... Și nu înțelegeam, băi frate, de ce? De unde știi tu ce face persoana aia acolo? Cine ți-a spus ție? Da? De ce tragi concluzii? Da? Cine ești tu să vorbești despre alții? Și mă gândesc că așa se va întâmpla și cu mine, pentru că, na, vrei, nu vrei, mai auzi. Și acum aud. Ba referitor la Fabian, ba referitor la mine, ba referitor la Adi. Și asta îmi place mie la Adi cel mai tare, pentru că el nu se stresează, pe el nu-l interesează, pe el lui nu-i pasă. Problema este că de multe ori nici mie zic că nu-mi pasă, nu-mi pasă, dar la un moment dat când văd că se
bate apa în piu pe același subiect și mai ales văd că vine același subiect de la aceeași persoană, simt nevoia să refulez și să îi spun exact ceea ce simt și ceea ce gândesc și aș vrea să-i pun câteva întrebări să văd de unde până unde au ajuns astfel de discuții în gura lor. Pentru că dacă nu au o explicație clară, îmi dau seama evident că au pornit de la ei, iar atunci evident din nou simt nevoia de a opri fluxul acesta de informații false. Și da, cam asta ar fi prima idee. Tot la fel îmi este frică de faptul că îmi voi schimba atitudinea și modul de gândire. V-am mai povestit eu în mai multe vloguri că în momentul în care stăteam în România nu agoniseam nimic. Toți banii pe care eu îi câștigam se duceau fie pe motorină, să mă plimb, să etalez, să epatez, să îmi cumpăr fel de lucruri materiale. Cel puțin haine, bijuterii, gablonțuri, era vremea aceea în care se purtau gablonțurile, aveam cred că 500, pe care evident le-am aruncat. Și mi-este teamă că mă voi schimba, mi-este teamă că mă voi sătura să fiu privită altfel, pentru că ce-am observat eu, oamenii din România, din păcate, pe oamenii chibzuiți îi cataloghează drept fiind persoane zgârcite. Și este o mare, dar mare, mare diferență între a fi chibzuit și a fi zgârcit. Eu consider că de când trăiesc în Anglia am devenit o persoană chibzuită și bineînțeles că aș putea să dau 11 motive pentru a spune de ce spun asta, de ce spun că sunt o persoană chibzuită și nu sunt o persoană zgârcită. Problema este că lumea nu înțelege diferența între chibzuință și zgârcenie. Dacă trăiești într-o țară străină, deja lumea te etichetează ca fiind o persoană cu bani, faci bani tu știi cum, dar ai făcut bani, așa, și se așteaptă atât de la tine pentru ei, cât și de la tine pentru tine. Și te taxează când nu te aștepți mai puțin, te taxează pentru orice. Și mie de lucrurile astea din nou mi-este frică, pentru că vreau să păstrez viața asta simplă pe care o am acum. Este o viață mult mai simplă și mult mai lejeră din punct de vedere financiar și material față de ceea pe care am avut-o în România. Dacă în România îmi cheltuiam tot salariul fără să am un ban strâns deoparte, fără să am împliniri sufletești, doar împliniri materiale, acum este total diferit. Acum merg după regula de a pune întâi bani deoparte și apoi a cheltui. Să nu cheltui mai mult decât ai nevoie, ba, de multe ori să stai să te gândești de 10 ori dacă ai nevoie de un lucru, să nu mai cheltui așa doar din impulsivitate, pentru că nu faci nimic ok cu asta, nu aduci la niciun beneficiu pentru buzunarul tău sau pentru economiile tale. Și de lucrurile astea, din nou spun, îmi este foarte frică când voi ajunge în România, pentru că oamenii nu sunt obișnuiți să strângă, mulți dintre ei spun că nici nu au cum, dar nici măcar nu au încercat. Și stau și mă gândesc că oamenii vor fi invidioși și vor începe să vorbească și să spună și să nu să iau o lecție de la tine și nici nu-mi doresc asta. Pur și simplu eu vreau doar să fiu lăsată în pace, să nu mi se atragă atenția cu absolut nimic și să nu aud că vorbește cineva despre mine în niciun fel, cel puțin referitor la bani sau la cum îmi gestionez eu finanțele. Lumea este obișnuită să cheltuie și din dorința asta de a avea și de a arăta celuilalt că el are și că poate și că el o duce bine, știți cum imaginez eu lucrurile astea? E ca și cum ar cădea într-o groapă și stau la limanul gropii și încearcă să iasă afară și tot dau din picioare, dar alunecă și rămân pe loc. Ba mai mult, fac câte un mic pas în spate. Am făcut puțin un exercițiu de imaginație ca să vă transpun cumva cum văd eu toate lucrurile astea și cred eu în sinea mea că așa se întâmplă, că așa se întâmplă în România, din păcate. Ceea ce eu în Anglia nu am văzut aici. Oamenii folosesc aceleași lucruri. Se duc în excursii,
se uită după oferte, folosesc carduri avantaj pentru a avea reduceri. Deci nu cheltuie banii aiurea, pur și simplu îmi place stilul lor de a fi și văd că este total diferit față de stilul din România. Mă mai uit pe YouTube, de exemplu, și văd acolo cumpărături lunare, cumpărături săptămânale, cumpărături. Foarte mulți bani dați pe mâncare, dar foarte mulți bani dați pe mâncare și nu știu dacă este o alegere ideală să faci așa. Nu știu dacă este... Dacă ai nevoie de atâta mâncare. Și uite, dar nu dau un exemplu. Cine, o familie de 4 persoane de pe YouTube au făcut cumpărături săptămânale, Doamne, au cumpărat de aproape 600 de lei. Bă, da, câtă mâncare poți să mănânci într-o săptămână? Câtă mâncare? Ai nevoie și de aia, și de aia, și de aia, și de aia. Deci de aici rezultă, cum se numește, dezmățul ăsta așa financiar. Adică nu ai... N-ai limită și totul trebuie să fie așa făcut cu cap și cu o coerență anume, că dacă te duci și cumperi așa în prostie doar de dragul de a cumpăra și doar de a arăta că ai sau doar să fii acolo mult, nu, de lucrurile astea mi-este teamă. Bine, că acum veți spune, dar nu te caută nimeni în casa ta, nu stă nimeni să vadă ce ai sau ce nu ai. Dar nu știi niciodată, nu știi niciodată cine vine la tine, cine îți calcă pragul, cu cine te întâlnești, cine se uită, că da, lumea vede. Probabil îmi vei spune că îmi fac prea multe griji pentru lume, dar dacă mă cunoașteți de ceva vreme, știți că eu nu sunt genul de persoană care să pună prea mult preț pe ceea ce spun alții, dar sunt sigură că voi fi încolțită, sunt sigură că mă vor afecta multe lucruri. Și chiar vorbeam și cu prietena mea, pentru că și ea are cam aceeași atitudine ca și mine și ea la fel spunea că este teamă de oameni. Și vreau să vă spun că propoziția asta îmi răsună așa în minte, pentru că eu iubesc România, eu iubesc România și nu înțeleg de ce ajungem așa. Tot timpul ne plângem că vrem o țară ca afară, tot timpul ne plângem că vrem să evoluăm, tot timpul ne plângem de orice lucru, dar nimeni nu face nimic. Și din păcate, sunt sigură că oricât de mult aș fi eu de cu capul pe umeri și stăpână pe mine și gata oricum să răspund oricui, sunt sigură că la un moment dat voi ceda, pentru că voi avea senzația că mă voi lupta cu morile de vânt. Și când spun că voi ceda, nu spun că voi ceda și voi face exact cum fac ceilalți, nu, dimpotrivă, cu siguranță îmi voi urma calea și voi face exact ceea ce simt și ceea ce consider eu și ceea ce cred eu că este ok pentru mine, atât pentru mine cât și pentru familia mea, dar voi ceda în a încerca să mai mulțumesc pe toată lumea. Nu are rost. O să încerc, pentru că vreau să încerc, nu vreau să mă dau bătut înainte de a începe bătălia, dar cu siguranță așa va fi. Un alt lucru de care mi-este teamă este vorba despre sistemul medical și lucru cu oamenii. Aici spun sistemul medical, sistemul administrativ, lucru cu oamenii în general. Mi-este frică de șpagă, mă. Mi-este frică de șpagă. Mi-este frică de... și silă și scârbă, aș putea spune, în același timp, de cum mă vor trata oamenii pe mine, cum mă vor trata oamenii de care eu am nevoie, respectiv la spital, la o caserie, la supermarket, la poștă, la primărie. Știm și știți cu toții foarte bine că în România totul merge pe sistemul dai un ban și stai în față. Eu nu vreau să fac lucrurile astea. Niciodată nu am fost pentru șpagă. Niciodată nu am vrut ca oamenii să simtă că eu le sunt în primul rând datoare cu ceva. Cel puțin oamenii de la administrația financiară, care lucrează la buget, au fost plătiți și din banii mei. Adică ei practic își fac treaba, ei nu au nevoie de niciun fel de altă șpagă, nu au nevoie de niciun alt fel de bani pentru mine. Din păcate, lucrurile în România nu merg așa. Toată lumea spune cât dau. Mă uitam și pe grupurile de mămici. Mămici, cât costă o cezariană la stat? Mămici, cât ați dat la anestezist? Mămici, cât ați dat la infirmiere? Mămici, cât ați dat? Mămici, mămici. Cât ați dat? Deci
știu că lucrurile astea nu se vor termina, știu că sunt în floare, știu că lumea se ferește încă să spună că se întâmplă așa ceva, dar cu toții știm că se întâmplă. Iar eu nu sunt dispusă să le fac. Și încercând să ies din sistem, sunt convinsă că nu o să meargă. Și chiar mă uitam aici, în Anglia, beneficiez de foarte multe lucruri gratuite, foarte multe, cel puțin tot sistemul medical este gratuit. Când am fost gravidă, morfologiile le-am făcut în Anglia, vorbeam cu prietena mea din România și a făcut morfologiile în România, au dus 100 de milioane, pe mine nu m-au dus niciun leu. Cu Fabian la consilierul parental, nu dau niciun leu. În România, dacă ar fi să faci chestia asta, cu siguranță ai plăti. Dacă mă duc la primărie, de exemplu, că, sau la bancă, dacă am o problemă, toată lumea vorbește frumos, toată lumea foarte amabilă, foarte drăguță. Dacă mă duc în România și am nevoie de ceva de la primărie, de exemplu, trebuie să cunoști pe X, trebuie să suni pe X ca să te ajute, trebuie să pui un plic. Dacă te duci în România, de exemplu, la doctor, iarăși, la fel, plicuri, plicuri peste plicuri. Aici totul este foarte simplu și sunt convinsă că în momentul în care eu voi renunța la Anglia, îmi va părea rău de acest lucru, deși calitatea serviciilor și capacitățile doctorilor sunt mult mai mari în România. Mai degrabă aș avea încredere într-un doctor din România să mă opereze decât să am încredere într-un doctor din Anglia. Aici trebuie să recunosc. Însă, nu consider că este normal ca oamenii să aștepte, ca oamenii să mă trateze pe mine urât. Când am fost ultima dată la spital în România, nu mai știu sub ce... cu Fabian am fost să-i fac niște analize. Ești o asistență și vreau să vă spun că vorbea, ziceai că suntem gunoaie. Ziceai că am venit, nu știu, din prundul gârlei, că am venit dintr-o colibă, ceea ce nici asta nu este diferență, că nu face nicio diferență, că ăla are mai mult bani și altul nu. Vorbea cu un sictir așa la noi, că tu ce vrei, mă? Adică numai lucruri din astea, deci pe mine lucrurile astea mă dezgustă total. Și noroc că ea a fost că era mama acolo, pentru că altfel i-aș fi zis mai multe lucruri. Nu-mi plac deloc atitudinile astea așa superioare. Nu ești Dumnezeu, nu ai de ce să te porți așa cu niște oameni, ești la locul tău de muncă. Dacă oamenii ți-ar face o reclamație, îți pierzi locul de muncă, nu? Probabil nu ți-l pierzi că ai intrat pe pile. Și de chestia asta mi este frică, din nou, de corupție. Pentru că mulți, pe unde sunt, au intrat pe pile. Și au spatele asigurat, cum spunem noi românii. Îl ajută ăla, este nepotul ăla, este iubita, amanta și așa mai departe. De lucrurile astea mi este frică. De șpagă, de... Nu luat-o peste picior, dar luat-o de sus, vorbit-o de sus pentru... față de oameni, față de oamenii simpli. Și vreau să vă mai povestesc un lucru. Când am fost am făcut un remene pentru mine și n-am să uit niciodată. Asta a fost înainte să rămân gravidă. Era la remenea așteptând acolo un domn bătrân care evident avea niște probleme oncologice, cred eu, pentru că altfel nu înțeleg de ce s-ar fi dus dânsul atât de bătrân să facă un remene. Hai, tataie, hai, mișcă-te odată, că n-avem toată ziua să stăm la dispoziție. Hai, mai repede. Doamne, ce ai păzit până acum? De ce nu te-ai dezbrăcat? De ce n-ai făcut? Adică niște vorbe atât de urâte și faptul că doamna țipa și doamna cred că era puțin mai în vârstă decât mine, adică clar era o diferență de 30-40 de ani între ei doi. Cum îți permiți tu să țipi la un om în vârstă și nu neapărat că era în vârstă, cum îți permiți să țipi la oameni? De ce să vorbești așa cu ei? Poate omul nu știa ce are de făcut, n-a fost în viața lui acolo, poate este pentru prima dată, nu i-a explicat nimeni, i-a spus. Și acum vorbesc ca și cum aș vorbi cu asistenta aia. I-ai spus să se pregătească și să se dezbrace și să pună totul, nu știu, oriunde și ce are de făcut, nu. Atunci de ce te aștepți ca dacă tu știi ca toată lumea să știe?
Și mi s-a părut atât de urât, dar atât de urât cum a abordat, cum l-a abordat pe omul acela, iar domnul cred că avea ceva Parkinson sau cred că Parkinson, pentru că îi tremurau mâinile sau avea pur și simplu, nu știu, o atrofiere musculară. Tremura și săracul nu știa cum să facă și pe ce parte să se ducă, unde să se ducă, unde să se dezbrace, unde să se așeze. Adică era debusolat total și dânsa țipa și așa cu o atitudine de asta, așa de acritură, deci nu mi-a venit să cred. Și din nou stăteam așa și mă gândeam, Doamne, dacă mă ridic acum la ea, cred că nu știu ce o să iasă de aici, dar aveam nevoie să-mi fac remeneul și sunt sigură că dacă eu aș fi zis ceva, n-aș fi reușit să mai fac remeneul. Dar e vorba tot așa de atitudine. Și o altă experiență pe care aș vrea să vă prezint, când am înregistrat casa la primărie, de ne-am dus, de-am pus totul pe numele nostru, în Anglia totul se face online. Te duci acolo, suni sau trimiți e-mail și spui, m-am mutat acolo, m-am făcut asta, am făcut asta, îți spui presettle-ul și, mă rog, e foarte simplu. În Anglia în România trebuie să te duci la primărie. Am întrebat-o pe doamna de la, era zic doamna care mânca covrigi, doamna de la gardă, gardianca, am întrebat-o unde trebuie să mă duc pentru asta. Mâncând un covrig, se uită la mine, camera 23 scrie acolo. Mă gândeam că de aia este acolo ca să ofere informații și până la urmă de aia este acolo ca să ofere informații. Mă duc la camera 23, copie după buletin. N-am. Du-te jos la parter. M-am dus jos la parter, mă duc înapoi. A, da, ați plătit prima dată la camera 14? Nu. Mă duc la camera 14, da, îmi trebuie copie după buletin. Mamă, o grămadă, deci hârțogăraie peste hârțogăraie și stăteai la coadă la fiecare cameră și nu știai unde te duci mai departe și nu ți se dădeau toate informațiile și te plimbau așa de la Ana la Caiafa, de ziceai că ești o minge din aia de ping pong. N-am înțeles niciodată de ce la noi totul este atât de greu, de ce la noi trebuie să ne scărpinăm, uite așa. Și tipele de la birou, eu când intram în fiecare în birou le spuneam bună ziua, nu știu dacă am intrat din 5 birouri, dacă mi-au dat 2 bună ziua. Eu le vorbeam foarte frumos, evident le vorbeam la pronume de politețe, nu spun că aștept eu să mi se vorbească mie cu dumneavoastră, dar este vorba de respect, este vorba de respectul de sine prima dată. Eu vorbesc cu oamenii la persoana a doua plural, la pronume de politețe, pentru că mă respect pe mine prima dată. Dau dovadă de inteligență și dau dovadă de educație. Cum îmi răspund ei mie, este educația lor, este reflexia educației lor, este reflexia puterilor de a arăta cine sunt de fapt. Și tot așa, faptul că nu erau niște informații clare și concrete. Nu îți spunea nimeni frumos ce ai de făcut ca să poți să înțelegi. Tot timpul stăteam crispat așa și cu sufletul la gură. Stai că țipă și asta la mine, stai că nu înțeleg. Și altfel înțelegi ce ai de făcut în momentul în care cineva îți explică frumos și altfel înțelegi în momentul în care cineva stă și urlă la tine efectiv, pentru că așa fac femeile de acolo, din păcate. Nu știu dacă toate dintre ele, dar majoritatea așa fac. Și tot în acest sens, în lucrurile de care îmi este frică, este faptul că va trebui să-l introduc oarecum pe Fabian în lumea asta. Mi este teamă pentru că Fabian a crescut aici, s-a obișnuit aici, în respect, civilizație și la grădiniță toată lumea vorbește foarte frumos, atât cu noi cât și cu ei. Se respectă foarte mult, avem nu știu, acces să intrăm când vrem să facem noi ca și părinți, să ne ducem, să îi verificăm, să verificăm cum se comportă cu ei, ni se dă raportul în fiecare zi, ce a făcut fiecare copil, adică sunt multe lucruri. Și mi-este teamă că introducându-l pe Fabian dintr-o lume în alta, mi-e teamă că ori ne va fi foarte greu să ne adaptăm, ori nu ne vom adapta, ori Fabian
nu va crește așa cum vreau eu, pentru că eu îmi doresc foarte mult ca Fabian să ia din comportamentul englezilor în această idee. Îmi doresc foarte mult să fie un copil civilizat, să devină un adolescent foarte civilizat, care să-și vadă de drumul său, să fie conștiincios, să fie calm și cald. Și mi-e teamă că, știți vorba aia, dacă trăiești cu țigan, țigan te faci. Mi-e teamă ca Fabian să nu ia din comportamentul oamenilor din jurul său, să nu-i fie greu să se integreze într-o lume atât de rea și atât de dură. Asta mi-este tare, tare, tare frică pentru el. Și un alt lucru de care mi-este teamă, bine, aici spunând despre Fabian, cu toate că, na, mi-este teamă și sunt sigură că dacă voi vedea că Fabian nu se descurcă și că nu este pentru el lumea aia dură așa, nu mă va opri nimeni să mă reîntorc în Anglia, pentru copilul meu voi face orice. Și un alt lucru de care mi-este teamă este de mizerie. Este vorba despre mizerie atât la propriu cât și la figurat. Mizeria din jurul nostru, mizeria în care trăim, mizeria pe care o facem, mizeriile pe care le spunem. Mi este foarte, dar foarte, foarte teamă de asta, pentru că na, ne-am obișnuit într-un mediu curat, ați văzut prin vlogurile mele, dacă n-ați văzut, vă spun eu și o să vă mai arăt. Anglia este foarte curată, cel puțin zona în care stau eu. Acum nu vorbesc pentru că da, sunt conștientă că în marile orașe, în aglomerațiile urbane, evident că este mizerie, dar în zona unde trăiesc eu și unde mi-aș dori să trăiesc mai mult timp de acum încolo, dar v-am explicat la începutul videoclipului care sunt motivele care mă fac să nu pot să fac acest lucru, este foarte curat aici, este extraordinar de curat și îmi place, este aerul curat, multă verdeață, multe flori, nu sunt gunoaie pe jos, nu vezi pe nimeni să ascundă sticle, pahare, să scuipe semințe pe stradă. Este vorba despre această civilizație la care noi încă din păcate nu am ajuns și îmi pare rău să spun asta, dar asta este purul adevăr. Știți bine că mie nu-mi place să vorbesc România de rău sau că știți bine că eu iubesc România, iubesc România, dar din păcate ăștia suntem și trebuie să punem punctul pe ei și să spunem clar și răspicat că așa suntem și că ne vor lua probabil încă 100 de ani să putem să ne mișcăm și noi puțin din loc. Și când vorbeam de mizerie la propriu și la figurat, la figurat îmi este frică de anumiți oameni din România. Îmi este frică de anumite categorii sociale care, din păcate, nu își găsesc locul și nu sunt ceea ce trebuie pentru noi, nu sunt o influență bună și ei știu că nu sunt o influență bună și încearcă să-și facă dreptate singuri și încearcă să-și impună dreptatea într-un mod nu tocmai ortodox și nu tocmai familiar cu ce am fost noi obișnuiți în Anglia. Așa că iarăși este un lucru la care trebuie să mă gândesc și să-l iau în considerare, pentru că v-am zis, am un copil, am o mentalitate, am un stil de viață și nu aș vrea să se strice sub pentru nimic în lume. Chiar vreau ca ceea ce am reușit eu să construiesc până acum și ceea ce am reușit eu să clădesc până acum, aș vrea să rămână la fel și aș vrea să am puterea ca în momentul în care mă întorc în România să fiu la fel și Fabian să fie la fel, să nu ne distrugă aura asta pe care noi am clădit-o aici, deși v-am zis cu părere de rău, deși eu sunt o fire realistă și îmi doresc și visez la ceea ce e mai bun și mai frumos, sunt convinsă că lucrurile astea nu vor dura foarte mult, pentru că e greu să te zbați singur într-o lume atât de mare. E ca și cum, nu știu, ai arunca o floare mare și te aștept să crească. Bine, asta a fost o comparație care mi-a venit acum pe moment, dar presupun că în mare așa ați înțeles ce am vrut eu să spun. Cam atât a fost astăzi pentru cafeaua de duminică. Nu uitați de parfumurile de la Parisian, Paris Perfumes, le aveți în căsuța de descriere, adresa lor de website. Nu uitați, dacă vă dați comandă, să folosiți codul meu de reducere Sandra, veți beneficia de 15% discount.
Vă mulțumesc. V-am pupat.